Aceste trei mărturisesc la fel.
Dacă privim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, căci aceasta este mărturia lui Dumnezeu, că a mărturisit pentru Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are această mărturie în El. Pe care a mărturisit-o Dumnezeu pentru Fiul Său. Iar mărturia aceasta este că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este pentru Fiul Său. Cel ce are pe Fiul are care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu. Ca să știți că aveți viață veșnică. Yeah.
cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați cunoscut, dar de acum îl cunoașteți pe el și l-ați și văzut. Credeți mie că eu sunt într-o Tatăl și Tatăl este într-o mine, iar de nu ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac el și mai mari decât acestea va face, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu ca să fie slăvit Tatăl pentru Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu ca să fie cu voi în veac Duhul adevărului, pe care lumea nu poate să-l primească, pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi însă îl cunoașteți, pentru că rămâne la voi și în voi va fi. Vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea, voi însă mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. Ziua aceea veți cunoaște că eu sunt într-o Tatăl meu și voi într-o mine și eu într-o voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește. Pe mine va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Dar Mântuitorul, Duhul Sfânt, pe care îl va primi de Tatăl în numele meu, acela va învăța toate
la Dumnezeu, împreună cu dumneavoastră, și noi am primit sau am venit la această Sfântă Mănăstire. Și nu suntem la o mănăstire oarecare, ci suntem la o mănăstire închinată prea Sfintei Treimi. De aceea, astăzi, chiar de sărbătoarea prea Sfintei Treimi, a fost rânduit să fim aici, să transmitem binecuvântarea și prețuirea prea fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să ne rugăm împreună, să ne împărtășim împreună, să facem pomenire viitorilor acestei mănăstiri și să evidențiem munca Părintelui Stare, Sfântul Mântuitor Nectare, și a părinților împreună cu ostenitori din această mănăstire, care se străduiesc mereu și nu ușor și multă osteneală, ca această mănăstire să fie un reper și un confucesc în capitala noastră, să arate mereu atât de frumos, încât cu adevărat o putem numi casă a Preasfintei Treimi. Biserica Ortodoxă este în mod deosebit Biserica Preasfintei Treimi. Credința în Sfânta Treime este învățătura fundamentală a Bisericii Ortodoxe, ca și a creștinătății în general. Credința în Sfânta Treime a fost descoperită în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, și formulată apoi de părinții Bisericii la primele două sinoade ecumenice, cel de la Nicea din anul 325 și cel de la Constantinopol 381. Au fost formulate, a fost formulată în Sfânta Bisericii simbolul de credință, Liceul Constantinopolitan, apoi acel crezul pe care noi îl rostim împreună la Sfânta Liturghie, la Taina Botezului și la multe alte slujbe. În acest simbol de credință, noi mărturisim că noi credem în unul Dumnezeu, Tatăl a toți Viitorul, Păcătorul Cerului și al Pământului, și de asemenea credem în unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, și de asemenea credem în Duhul Sfânt, Domnul de viață, Păcătorul, care din Tatăl procede, ceea ce împreună Tatăl și Fiul este închinat și slăvit. Așadar, noi, creștinii, credem în Dumnezeu Treime. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Treimea însă nu înseamnă trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu în trei ipostase, adică trei persoane, mai bine zis, trei entități personale dependente. Este singurul caz în care unul egal cu trei, 3 egal cu 1. Ceea ce în matematică și în logică poate părea absurd, se constituie în temelia credinței creștine. În primele 3 secole de viață ale Bisericii, în timp ce se explica învățătura despre Dumnezeu cel Treime, creștinii s-au văzut expuși care, în teori, nu va mai fost niciodată, și anume
cred într-unul Dumnezeu. Învățătura despre Sfânta Treime nu este o invenție a teologilor, este un adevăr revelat, adică descoperit nouă, chiar de către unul din treime, adică de Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, care este revelatorul sau descoperitorul suprem al Dumnezeului Celui în treime. Iar locul unde se consemnează poate cel mai concret revelația despre Sfânta Treime, descoperită de Mântuitorul Iisus Hristos, este Evanghelia Sfântului Ioan, cea care a fost rânduită de Biserica și citit astăzi la sărbătoarea Sfintei Treime. Încercarea de a explica, încercarea de a explica taina Sfintei Treime, este un fel ca încercarea celui mai înalt munte. Este, dacă vreți, Everestul credinței. Însă, deși dificil această sarcină, Biserica trebuie să găsească mereu modul potrivit de a vesti, de a explica oamenilor contemporani taina lui Dumnezeu, cel unul și treime slăvit. Așa au făcut Sfinții Părinți ai Bisericii, așa au făcut Sinoadele Ecumenice și în aceasta constă fidelitatea noastră de creștini, fidelitatea noastră față de învățătura pe care ne-a lăsat-o Hristos, pe care ne-a lăsat-o apoi Sfinții Părinți, care de-a lungul multor secole de persecuții s-au jertfit pentru fixarea, pentru păstrarea și explicarea dreptei credințe. De aceea, noi toți, și clerii și credincioși, avem datoria de a nu fi ignoranți față de credința noastră. Avem datoria de a ne strădui să înțelegem chiar și la un nivel minim învățătura credinței noastre, care este fundamentată pe taina Sfintei Treimii. Dacă noi nu cunoaștem și nu înțelegem credința noastră, cea în care noi am fost botezați, atunci nu știm nimic nici despre identitatea noastră. Dacă noi nu ne respectăm credința și identitatea noastră, să nu așteptăm ca alții să ne respecte pe noi. În același timp, trebuie spus că este dificil, este greu să credem că putem prezenta oamenilor de astăzi misterul sau taina Sfintei Treimi în aceeași termen din secolul IV, de substanță, de unire ipostatică, de periforeză, de consubstanțialitate, chiar dacă Biserica nu va renunța niciodată să folosească acești termeni în teologia sa și în aprofundarea dreptei credințe, însă, dacă există totuși ceva în limbajul antic, în limbajul vechi al Evangheliei, al Sfinților Părinți, și care este încă potrivit, este încă capabil să ajute pe oamenii de astăzi, în înțelegerea chiar și sumară a tainei Sfintei Treimi, aceasta este tocmai iubirea. Sfântul Evanghelist Ioan, care vorbește cel mai mult despre taina Sfintei Treimi, despre unitatea lui Dumnezeu, despre cum Tatăl și Fiul una sunt, sfârșește prin a spune că Dumnezeu este iubire. Acesta este un limbaj pe care și omul de astăzi este în măsură să îl înțeleagă. Dumnezeu este iubire pentru că este treime de persoane. Dumnezeu este iubire, dar nu poate fi iubire
țară singură, cu o singurătate veșnică, cum este cazul în alte religii monoteiste, nu poate fi iubire, o singurătate veșnică, nu poate fi o iubire veșnică, decât dacă subiectul respectiv se iubește pe sine, într-un solipsist, într-un egoist, într-un narcisist etern, ceea ce este totuși o manifestare de firească a unei persoane care iubește. Dumnezeu este iubire pentru că este treime de persoane distincte, egale, nedespărțite, care se conțin reciproc și se dăruiesc în iubire reciproc. Persoanele divine ale Sfintei nu sunt una lângă alta, ci sunt interioare una celelalte. Părintele Dumitru Săliloae, care a numit treimea structura supremei iubiri, spune că dificultatea noastră de a înțelege acest fel de unitate care există în Sfânta Treime, vine din faptul că noi nu ne putem imagina Sfânta Treime în afara spațiului și în afara timpului. Însă în Sfânta Treime nu există spațiu și timp. Nu există interval, nu există distanțare între persoane, ci doar distinție și comuniune. În Evanghelia de la Ioan, pe care am ascultat, Mântuitorul Hristos spune: Eu și Tatăl una suntem. Sau cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, pentru că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Persoanele Sfintei Treimi sălășluiesc, dacă zicem spune așa, una în cealaltă. Și din acest motiv, Biserica a ezitat secole de-a rândul, până în viața la 15-lea, să picteze icoana de-a Sfintei Treimi. Iar când a fost pictată de Andrei Rubliov, secolul 15, acesta nu a numit-o icoana Sfintei Treimi, ci a numit-o ospitalitatea lui Avram. Întrucât cei trei îngeri pictați în icoană, sunt îngerii care s-au arătat lui Avram, erau prefigurarea tainei Sfintei Treimi. Totuși, noi astăzi, din rațiuni didactice, catehetice, pictăm icoana Sfintei Treimi. Dar, în realitate, persoanele Sfintei Treimi nu sunt ca icoană, una lângă cealaltă, ci una alta. De aceea, în bisericile ortodoxe, pe tronul din Sfântul Altar, pe tronul cel de sus, din apsida Sfântului Altar, se află o singură persoană, icoana Mântuitorului Iisus Hristos, care este capul bisericii. Însă nu există Hristos fără Tatăl și fără Duhul Sfânt. Unde este Hristos prezent, este în același timp prezent și Tatăl și Duhul. Și unde este Tatăl prezent, acolo este prezent și Fiul și Duhul Sfânt. Din acest motiv, Biserica a adăugat chiar la rugăciunea Tatăl nostru, care ne-a lăsat-o, ne-a învățat-o Mântuitorul Hristos. Va avea un Noul Testament. Și Biserica a adăugat la rugăciunea ta cuvinte care nu sunt în Noul Testament, care sunt cele care ne-a rostit Mântuitorul Hristos. Nu a corectat Biserica Noul Testament, ci a exprimat credința că nu există Tatăl este împărăția și puterea și slava. Atât se spune în Noul Testament. Iar Biserica mai adăugă
rugat și a spus a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci unde este Hristos prezent, acolo este toată treimea prezentă. Dacă este pictat Fiul în tron, este prezent acolo toată treimea. Deoarece Tatăl și Duhul sunt în Fiul, iar Fiul este prezent în Tatăl și în Duhul. Este adevărat că nu este ușor de înțeles pentru noi oameni. Și chiar dacă încercăm să explicăm, să exprimăm aceasta apelând la o anumită logică, învățătura despre Sfânta Treime rămâne totuși o mare taină, un mare mister. Realitatea tainei Sfintei Treimi, pentru că vom rămâne la un înțeles redus, la un înțeles lumesc și incomplet al acestei Sfinte Taine fundamentale pentru credința noastră. Un Sfânt Părinte Apusean spunea cu o anumită pildă frumoasă de altă, Sfântul Augustin spunea cum putem noi înțelege misterul sau taina Sfintei Treimi. Spunea când cineva vrea să traverseze o apă mare, un ocean, de pe un mare de celălalt. Lucrul cel mai important nu este acela de a sta pe mal și de a ne concentra privirea, să vedem cum putem traversa sau să vedem ce se află pe celălalt mal. Ci important este de a urca în corabia care ne duce la celălalt mal. Așa și pentru noi, lucrul cel mai important nu este să ne concentrăm și să facem speculații despre Sfânta Treime. Lucrul important este să rămânem în credința Bisericii, care este corabia care ne conduce la Sfânta Treime, la Împărăția Preasfântei Treime. Noi nu putem să cuprindem oceanul, nici marea, nici măcar cu privirea noastră. Dar putem să intrăm în ea. Tot așa, oricâte eforturi am face noi, mintea noastră limitată de oameni simpli, nu putem să cuprindem total taina lui Dumnezeu, taina Sfintei Treimi. Însă putem face ceva mai frumos. Putem să intrăm taina și iubirea Preasfintei Treimi. Cum putem face aceasta? Cel mai simplu mod este prin credința noastră, prin închinarea, prin preamărirea pe care noi o aducem Preasfintei Treimi. Noi creștinii ne împărtășim sau ajungem la cunoștința despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, nu prin raționamente logice, ci prin credința noastră, prin pocăința noastră, adică prin transformarea, prin reînnoirea completă a sufletului, a inimii noastre, a sentimentelor, a firii noastre întregi. Cuvântul pocăință, în limba greacă, este metanoia, care înseamnă literalmente o convertire, o schimbare completă, o transformare fundamentală a perspectivei vieții noastre, a viziunii omului asupra lumii, asupra lui însăși și un nou mod de a-L cunoaște, de a-L iubi pe Dumnezeu și pe ceilalți. Toate acestea prin mijlocirea rugăciunii, prin mijlocirea Harului lui Dumnezeu care se dăruiește omului, care se roagă, care aduce slavă lui Dumnezeu. Viața noastră toată se desfășoară sub semnul și în prezența Sfintei Treimi. Încă din zorii vieții noastre, toți am fost botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iar la finalul vieții noastre, la slujba de voluntare, formula rostită de preori va fi tot o invocare a Preasfintei Treimi.
între aceste două momente extreme, de la începutul și de la finalul vieții noastre. Sunt și alte momente de tranziție. De fapt, este întreaga noastră viață, care pentru un creștin este toată marcată de invocarea Preasfintei Treimi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, se căsătoresc, se unesc soții în taina Sfintei Unii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, își pun părul capului monahii atunci când devin călugări, când primesc îngerescul timp. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, sunt sfințiți diavoli, preoți, episcopi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, sunt sfințite bisericile noastre, sunt sfințite casele noastre, viața noastră toată. A fost o vreme când toate aspectele vieții noastre, de la actele zestre, de la testamente, contracte, vânzări, cumpărări, la sentințe judecătorești, toate actele importante ale vieții civile și religioase, începeau cu formula în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sau alte formule de preamărire a Sfintei Treimi. Prin urmare, Sfânta Treime nu este un mister, o taină atât de îndepărtată sau fără legătură cu viața noastră de zi cu zi. În încheiere, să ne rugăm Preasfintei Treimi, prin Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să ne binecuvinteze viața și activitatea fiecăruia dintre noi, a celor care am venit astăzi aici, la programul istoric al acestei mănăstiri, care vedem că și privește vocația ei de a fi mărturie a iubirii Preasfintei Treimi pentru oameni, în toată lucrarea duhovnicească, misionară, pastorală, care se desfășoară aici, care ne cheamă pe toți să răspundem și noi cu iubirea noastră la iubirea Preasfintei Treimi, spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Totdeauna, acum și pururea și în veci vecii noi. Și prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Amin. Ce prea cuviosul Părintele nostru Stareț Arhimandritul Nectarie, împreună cu părinții, frații, închinătorii și viitorii acestei sfinte mănăstiri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Nostru Părintele nostru Paisie, Vicar Patriarhal, pe toți părinții slujitori la această Sfântă Sfântie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în Împărăția sa. Amin. De binecredinciosul poporului ce pretutinde, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în Împărăția sa. Și pe toți mitropolitii țării românești să-i pomenească Domnul Dumnezeu în Împărăția sa.
împărăția sa. Amin. Pe fericiți și de apurea pomeninții chitoria și să-i sfinte mărăstiri, pe aschitori miluitori și de bine făcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Pentru libertatea și demnitatea noastră, pentru întregirea neamului, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, pe fiecare lucru mereu să-i pomenească Domnul Dumnezeu Ave Maria,
Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce-ai toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel vinovat. Amin.